În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți frați și surori, slăviți să fie Domnul. Luați loc. Scopul întâlnirilor noastre, scopul adunărilor noastre, scopul rugăciunilor noastre nu este altul decât fortificarea și creșterea noastră în credință. Biserica este și un spital pentru toți cei care sunt neputincioși, pentru toți cei care sunt căzuți sub greutatea grijilor, problemelor, păcatelor, patimilor. Dar biserica mai este și o școală. Și lecția de astăzi se numește nu renunța, nu te descuraja, chiar și atunci când cerul nu-ți răspunde nimic. Continuă să mergi. Și duminica trecută l-am văzut pe un alt erou al Bibliei, aș putea să-l spun, Zaheu. A văzut, căutând pe Iisus, a văzut multe spete mari în fața lui, numai pe Iisus nu. Și continua să meargă, continua să-l caute, continua cumva să anticipeze oare pe unde ar merge Iisus. Că dacă nu îl întâlnesc aici, am să caut un alt loc. Astăzi, biserica sau Evanghelia ne pune înainte această imagine frumoasă că Hristos părăsește locul lui de baștină, părăsește Iudeia, părăsește locul acesta unde a spus Dumnezeu că eu voiam să vă dau un pământ. Tu, lui Iacov, îi spune, am să te duc în pământul Canaanului, pământul pentru voi unde va curge miere și lapte. E bine, Iisus iese din pământul acesta și pleacă în pământul filistenilor mai departe. Este un simbol al păgânismului, de altfel ei așa și erau, nu cunoșteau pe Dumnezeu adevărat. Aveau mulți Dumnezei și erau închinători la idoli. Iisus merge acolo și să ia după el o doamnă, o femeie, care continuă să strige. Și Hristos nu-i răspunde nimic. Nu îi dă niciun cuvânt înapoi. Ea continuă să se roage de el, continuă să strige și el rămâne fără niciun cuvânt la adresa lui. La un moment dat apostolul îi spune, Doamne, las-o. Las-o în pace, fă-i ce vrea, dă-i ce vrea. Că strigă în urma noastră, deja într-un fel aș spune că a răscolit tot cerul. A început sfinții să-i spună, Doamne, ajută-o, fă-i, dă-i ce vrea. Că nu mai putem merge liniștiți pe cale. Și Hristos iarăși, doamnei sau femeii, nu-i spune niciun cuvânt. Îi spune, eu n-am venit decât pentru oile pierdute ale casei lui Israel. Să-ți spună Dumnezeu așa în fața ta, nu am timp acum de tine. Eu am venit pentru alții. Cum te-ai simțit să mergi la un medic și să spună, eu asta nu pot să tratez. Nu pot să tratez maladia ta și nici măcar o pastilă nu pot să dau, până ajungi la un alt cabinet, nici măcar o pastilă ca să te liniștești. Cum te-ai simțit? Dar când e vorba de pruncul tău, de copilul tău, și totuși Dumnezeu nu-i răspunde nimic. Dar și mai mult, și atunci când ea continuă și insistă și strigă la el, el zice că am venit pentru casa lui Israel și nu este bine să dau pâinea care e destinată copiilor, să dau câinilor. Dar femeia nu s-a descurajat. E un dialog un pic dur, chiar foarte dur. Am putea spune că o tratează și un dialog rasist, dar ea continuă. Iar continuă și spuneam de dimineață, pe mulți, grijile noastre ne-au oprit din drumul mântuirii. Grijile, problemele, necazurile ne-au oprit. Ori în familie, ori la servici, ori pe stradă, ori cu proprii noștri copii, ori în propria noastră familie, în sensul că nu ne mai vorbim între frați, între surori. Micile griji ne-au oprit drumul nostru spre cer. E bine, lecția care astăzi trebuie să o învățăm, într această școală care este biserica, tu continuă să mergi cu Iisus, chiar dacă El nu-ți răspunde nimic.
Nu te descuraja chiar dacă cerul tace în dreptul tău. Și tu cazi sub greutatea nevoilor, a grijilor, a problemelor și Dumnezeu nu-ți răspunde nimic. Lecția de astăzi trebuie să o însușim așa. Eu știu că mulți dintre noi avem greutăți, avem multe necazuri, avem gânduri care ne sfâșie și cădem sub ele și Dumnezeu nu răspunde nimic. Ei bine, vreau Evanghelia de astăzi să o vedem și într-o altă perspectivă, duhovnicească, sau altfel spus, alegorică. Femeia, mai întâi să spunem că Iisus a plecat departe de țara Lui. Geografic, ar fi în afara granițelor iudeii. Dar duhovnicește, a merge la ceilalți care sunt departe de El. Femeia reprezintă, pentru că fiecare persoană, omul lui interior, are două părți. Una rezonabilă sau rațională și alta emotivă. E bine, femeia reprezintă partea emoțională a omului nostru interior. Și zice, când fiica mea este grav, bolnav, ajută-mă. În fond, este sufletul care spune, partea mea emotivă e stricată. Omul își pierduse echilibru. Omul își pierduse liniștea, pacea de atâtea gânduri care vin, de atâtea situații la care nu face parte. Nu vedem că mulți dintre noi nu reușim să ne controlăm, nu reușim să păstrăm calmul, liniștea, ne lipsește pacea, pentru că partea cea emotivă este la pământ. De aceea Dumnezeu spune, i-a afișat și versetul, ieșiți din mijlocul lor. Cine este în mijlocul lor? Lumea. Lumea în care noi trăim. Ieșiți din mijlocul lor, nu fizic, ci prin mintea voastră, așa spune Apostol Pavel, voi să vă schimbați prin puterea minții voastre. Tu nu ești ca toată lumea. Eu pentru voi am plătit un preț. E, partea aceasta emotivă ține omul întreg. Trebuie să avem echilibru la partea rațională și la partea emoțională a eu-ului nostru. Când nu este echilibrat, omul nu este bine. Omul nu este bine nici în casa lui, nici cu proprii lui copii. Omul nu este bine nici când salariul lui e mare. Omul nu este bine nici atunci când își pune haine scumpe, nici când se urcă o mașină de lux. Omul nu e bine nicăieri. Plătim o sumedenie de bani să mergem în vacanță și nu suntem bine. Pentru că nu suntem în concordanță cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Am vrut să ne facem bine prin plăcerile lumii. Bere, mici, muzică, dans, să-mi permit, pentru că viața e una și mi-am permis multe. Și printre aceste permisiuni, că noi vrem să venim în Occident ca să fim liberi și ne permitem absolut totul. E bine, această libertate ne bagă într-un dezechilibru grav. Grav. Și omul strigă, Doamne, ce să fac, vreau și eu să fiu liniștit, continui să merg la biserică, dar parcă mersul la biserică nu mă vindică. Nu mă vindică. Pentru că știți, un creștin adevărat nu este cel care merge doar duminica la biserică, ci cel care merge cu Hristos zi de zi. Și la servici și după servici. Și acasă și cu băieții unde mergi la fotbal sau în altă parte. Tu ești un om răscumpărat. Și de asta nu trebuie să uiți niciodată. Zice, voi înveți fiimii, fii și fiice. Și fiice. De aia Doamna strigă femeia aceasta, fiica mea este grav bolnavă, sufletul meu este grav bolnav. Mi-am permis să ascult tot felul de muzică, tot felul de dansuri. Dacă lumea ține post, lasă că pentru mine trece și așa. Acum e post, lasă că pot să dansez și în post. Cine mă vede? Că doar sunt liber. Dar te ajunge asta. Dansează în post, dansează, să știi că te ajunge. Dacă nu te ajunge pe tine, ajunge la copiii tăi. Dacă toată lumea merge la biserică și tu ai să-ți repari mașina duminică dimineață, fă-o, dar te ajunge. Iată cum intră omul ușor, ușor în dezechilibru. Și mulți ne-am oprit dintre acest mărs cu Hristos. Hristos nu-i adresează nici măcar un cuvânt. Nici măcar un cuvânt. Zice, nu este bine să iei pâinea copiilor, să dai câinilor. Știți, în Vechiul Testament, cine sunt asociați cu câinii? Desfrânatele. Curvele. Așa ajunge sufletul nostru să fie desfrânat.
Nu este bine să iei pâine copiilor să dai câinilor, adică să dai desfrânaților. Pâine copiilor lui Dumnezeu e aici. Și pentru această pâine trebuie să fii pregătit. Trebuie să fii pregătit. Nu poți să vii de la dans aici, să te apropii de masa Domnului. Înțelegeți? Copiii lui Dumnezeu au un drum. Dumnezeu nu ne cere să ieșim din societatea asta. Dumnezeu ne cere să fim diferiți. Prin comportamentul nostru, prin mintea noastră, prin vorbirea noastră. Ați văzut dumneavoastră în Biblie, Dumnezeu nu ușor i-a scos pe evrei din Egipt, din robie. Dar și mai greu a fost să scoată Egiptul din ei. Aici este problema multor dintre noi. Vreau să înțelegem că aceste lecții cu care noi ne întâlnim trebuie să ne fie cu adevărat lecții ca să noi urcăm, să putem urca pe o scară mai sus. Să nu ne mulțumim cu puținul care îl primim duminică de duminică, ci și acasă să facem exerciții, adică să citești în Scriptură, adică să te rogi, adică când e zi de post, ține post cât poți, dar ține post. Și aceste lucruri te urcă un pic mai sus. Te urc un pic mai sus, să nu te mulțumești doar cu puținul, că Dumnezeu vrea de noi adepți și ucenici adevărați. Tu nu-L vrei pe copilul tău să fie așa doar pe jumătate. Oare nu vă supărați dumneavoastră când vă intră copilul în casă și nici măcar bună ziua nu zice? Și tu taci, tu nu-i spui nimic, că-i pruncul tău. Și apoi te gândești, te lucrează înăuntru, băi, dar crește copilul ăsta mare. Crește copilul ăsta mare și la 16 ani tot așa va fi. Și la 20 de ani, ori tot așa va fi. Îl leși azi, îl leși mâine și copilul crește așa cum crește. Dar în ceea ce privește creșterea duhovnicească, Dumnezeu nu vrea de la noi un fel de creștini și uceniți pe jumătate. Vrem plină forță. De aceea, lecțiile acestea trebuie să fie un fundament durabil pentru ceea ce înseamnă o viață de creștin. Aduceți-vă aminte de ucenici când era cu Hristos în barcă și s-a ridicat furtuna. Și ei strigau, Doamne, Tu nu vezi că noi perim aici în furtună? Și Hristos nu răspunde nimic. Ce facea? Dormea. Din limba greacă se traduce acest somn, un somn liniștit. Știți de ce? Pentru că El era la cârmă. Tu câte griji n-ai avea și câte probleme n-ai avea, nu uita că cărmaciul este El. El duce viața ta. Chiar tu dacă mai bați lăturile pe drumul pocăinței, El este la cârma ta. Îmi spunea un profesor de meu aici în Franța, la institut, zice, am vizitat pentru prima dată Africa, o țară din Africa, cred că Congo, și dintr-un oraș în alt oraș trebuia să luăm avionul, un avion mai mic. Și eram atât de mirat că era și găini acolo și capre, era și noi câțiva, era un avion destul de mic. La un moment dat, mi-era frică, zice, să ne urcăm cu el în aer. La un moment dat, a început turbulențele, mari turbulențe. Și mă gândeam, bine, noi suntem aici, ne ținem de scaunul din față, dar ce face oricel care conduce avionul? Și de atâta turbulență s-a deschis și ușa la cabina pilotului. Și pilotul era atât de liniștit. S-a întors la noi și zice, calm, fiți calm. Și cuvântul ăsta m-a încurajat, spunea el. Cuvântul m-a încurajat că el care era la volanul sau la cârma avionului, el era calm. Și ne-a calmat și pe noi. Vreau să vă spun că El, Domnul, chiar dacă nu-ți răspunde nimic, la grija ta, la problema ta, la maladia ta trupească sau la neputințele tale duhovnicești, El vede. El vede, El conduce și îți va da răspuns la timpul potrivit. Dar într-așa fel ca tu să ai folos din turbulența pe care o treci, ca tu să crești cu ceva din grija pe care o trăiești, din momentele astea complicate în familie poate le ai, sau de ce nu chiar și în biserică. Dumnezeu nu-ți răspunde și cum Dumnezeu nu-ți răspunde? Te apropii de preot și îți întoarce spatele. Nu-ți răspunde. Te întorci de un frate și îți întoarce spatele. Nu-ți răspunde. Și sunt supărat și pe unul și pe altul și la un moment dat mi se răcește și credința, nu mai vin la biserică. Vedeți, Dumnezeu ne trece printre aceste încercări ca să ne învețe ceva. Tu să nu renunți. Când te-ai julit la picior, nu renunța.
Când te doare într-o parte sau în alta, nu renunța, pentru că Dumnezeu așteaptă de la tine să crești și prin creșterea ta să poți să ajuți și pe alții. Asta este frumos. Vă spuneam vineri, atât de un cuvânt atât de extraordinar din Biblie, de câte ori îl citesc, de atâtea ori mă minunez. Dumnezeu îl trimite pe Moise să elibereze poporul său și zice, Doamne, Tu m-ai trimis pe mine, dar Tu nu vezi că eu sunt gângă, eu sunt bâlbâit. Și Dumnezeu nu spune, eu sunt Dumnezeu atotputernic, de azi încolo să nu mai fie așa. De azi încolo să ai o voce de privighetoare. Nu. Zice, ia-l pe frate tu. El știe să vorbească. Asta e frumosul lui Dumnezeu. Fă din celălalt de lângă tine, fă-ți un frate. Pentru că Dumnezeu ne-a făcut de la bun început un tot întreg. Că noi toți suntem frați. Noi toți suntem frați. Chiar și cu lumea animală, chiar și cu lumea păsărilor și a peștilor și a naturii, Dumnezeu a făcut această lume într-o unitate perfectă. Perfectă. Ori noi am făcut cioburi lumea aceasta. Noi ne rugăm în liturghie pentru unitatea credinței. Ce-o fi asta? Unitatea credinței. Și astăzi avem o sumedenie de biserici și de secte și tot felul de credințe și continuăm să ne rugăm pentru unitatea credinței. Unitatea credinței, asta nu trebuie neapărat să mergi la cineva sau el să vină la tine din alte biserici. Și atunci când te-ai apropiat de Hristos, asta este unitatea credinței. Dacă el reușește să branșeze și el cu Hristos, să facă el unitate cu Hristos, e perfect. E bine. Dacă cineva se închină altfel decât mă închin eu, foarte bine. Dacă el ajunge să unească cu Hristos, el a făcut unirea lui cu Hristos. Și în Hristos suntem toți egali. De culoare, de închinare, de cruci pe biserică sau fără cruci, cruci pe Biblie sau fără ea. Dar asta înseamnă unitatea credinței. Și această unitate credinței nu se dă prin exterior, ci prin închinarea în Duh și în adevăr a omului nostru interior. Vreau să ne rugăm. Vreau să ne rugăm într-așa fel ca Dumnezeu să ne răspundă. Așa cum a răspuns astăzi acestei femei pe care am văzut-o. A continuat să strige, a bulversat tot cerul, până la urmă Dumnezeu i-a răspuns. Noi multe lacrimi avem. Nu mă înțeleg cu soțul sau cu soția. Plâns. Copiii mei sunt incontrolabili. Plâns. Am plătit o sumedenie de bani să-l trimit la facultate în America și vinde acum banane în propriul lui sat. Plâns. Continuăm să purtăm un necaz teribil în inimile noastre și plângem. Plângem foarte mult. Tot mă rog de patronul meu să-mi ridice salariul. Nimic. Plâns. Adevăratele lacrimi care dau rezultat și răspuns sunt lacrimile în rugăciune. Așa cum a făcut femeia de astăzi. Continui să-i ceri lui Dumnezeu mai întâi vindecarea omului tău interior. Omului tău interior, că celelalte le facem noi. Dumnezeu nu vrea să ne scoată dintre acest Babilon, regiunea pariziană în care suntem noi. Dumnezeu vrea să ne scoată Babilonul dinăuntru nostru, ca să facem un echilibru perfect. Odată ce te unești cu Hristos, de altceva nu mai ai nevoie. Dumnezeu să ne ajute. Amin.